Semifinala de pe stadionul Dan Păltinișanu a început cu o întârziere de 30 de minute din cauza unui incident neprevăzut. La controlul dinaintea partidei, 6 jucători ai Timișoarei nu aveau în carnetele de legitimare foile cu vizele medicale. Gafa administrativă a bănățenilor a condus la scoaterea din lota celor 6 jucători, Căpățână, Umaga, Chinichinilau, Calafeteanu, Fercu și Fonova, titular de valoare ai formației gazdă. S-a dat în cele din urmă startul, iar jocul a fost unul sub semnul echilibrului. Farul și-a jucat cartea și a gestionat foarte bine confruntarea. Vlaicu a transformat două penalități, iar Nemia Ranucu a punctat și el spectaculos din drop goal, stabilind scorul final 9-0 pentru Rugby Club Județean Farul. Echipa antrenată de Cristian Petre merge mai departe în finala Superligii, urmând să lupte pentru trofeu sâmbătă viitoare pe stadionul Arcul de Triumf din București. După 17 ani, Constanța visează din nou la titlul de campioană. Adversarul în finală va fi Știința Baia Mare, care a zdrobit pe Dinamo București în cealaltă semifinală cu 40-9.